Primul lucru care vreau să vă spun este că acei bani promiși de guvern, despre care am făcut vorbire de atâtea ori, au venit. Sigur că întotdeauna așteptările sunt mai mult decât realizările. Oricum avem cea mai mare sumă repartizată de această dată, din județul Iași. Avem 25 de miliarde asfaltare străzi, amenajare alei și trotuare, 10 miliarde aducțiune apă, reabilitare canalizare, și 10 miliarde cheltuieli curente și de capital. Să ne putem ajuta cu acest lucru, să nu mai intrăm în colaps cu gazul, apa și curentul. Asta este... Rămâne să stabilim ce străzi abordăm. Ca prioritate, sigur, este strada Gării. Deci, musai de la depou până la fântânele, să vedem ce facem cu acea porțiune, vă rog, de 780 de metri. Ei erau prinși, sau sunt prinși în contractul cu firma care a executat canalizarea. Din păcate, pe ultimele informații pe care le am, nu mai există bani la DAC și pentru repararea străzilor. Firma respectivă mai are executate lucrări în valoare de 1.500.000. Am cerut situația la nou director general interimar de la DAC să mă aducă la zi să văd care este situația. Ceea ce este important totuși este faptul că repararea acelei străzi este prinsă în contractul cu firma respectivă, că dacă acum ne apucăm de licitație și sigur o să facem căietul de sarcini, ne-ar prinde iarna, n-am mai putea și atunci pe acest contract este prins această lucrare, trebuie să văd în ce situații se află plățile. Adică transferul acelei sume pentru modificarea proiectului tehnic e corectă, nu e corectă, deci suntem într-o fază în care încercăm să ajungem la lumină. Vom stabili ce străzi vom mai asfalta și ce trotuare, ce vom reface, vrem ce facem să facem bine și temeinic. Cele 10 miliarde pentru apă și canal, la fel, ne vom hotărâ ce abordăm. Aș merge pe principiul acolo unde fac apă să fac și canalizare, suma este foarte mică, dar am să văd, este o situație paradoxală, sunt străzi începute cu alimentare cu apă și au mai rămas două, trei case până la capătul străzii. Va trebui să finalizăm aceste lucrări pentru că unii oameni au impresia că au fost ocoliți intenționat, eu cred că n-am ajuns bani, mă rog, nu știu care a fost situația. Cât privește cele 10 miliarde pentru cheltuieli curente, sunt bani pentru Ion Gaz, așa cum am promis, 8 miliarde am obținut integral suma, 3 miliarde am dat noi de la primărie, să vedem, facem un efort să mai recuperăm 25% din datorii de la energia termică și 25% din datoriile pentru alimentările cu apă și să ajungem să ne ținem de cuvânt, că așa am promis la Ion Gaz, că până pe 5 luna viitoare vom achita cele 14-15 miliarde de lei care au fost datorii. Deci, promisiunile pe care le-am făcut, le-am onorat sau le onorez pe parcurs, în măsura în care se poate rezolva și la nivel central. Nu vreau să rămân cu nimic dator în fața electoratului. Nu este o vorba de campanie electorală, este vorba de un angajament pe care mi l-am luat în fața cetățenilor și vreau să-l țin la... să mă țin de cuvânt. Al doilea lucru care vreau să-l spun este acela că am pornit cu o lună în urmă, poate o lună și mai bine, vorbeam de acele echipe de la REAGCL și de la DAC care să verifice pierderile de apă de la subsoluri și am spus, mult puțin cât putem face în această toamnă, să facem, pentru ca să vadă oamenii că am pornit la treabă. Lucrurile stau așa. La blocul C16 din 1 decembrie erau pierderi de 1310 metri cubi. Am rezolvat problema. Blocul B10 de pe strada Mihai Eminescu pierde 980 de metri cubi. Am rezolvat problema. Blocul B14A pe strada 1 decembrie pierde 433 de metri cubi. Conducție spartă în zidul blocului.
Blocul V9 Ștefan cel Mare, 383 de metri cu pietre, conductă spartă între cămin și bloc, reparat. Blocul D1 Eugen Stamate Strada, robinet spart, 364 de metri cubi, erau pietre. A2 B1 Ies cu zavodă, 350 de metri cubi, subsol inundat. Blocul D9, probabil scara C26, pierderi 1600 de metri cubi. Și s-a mai remediat la blocul C5. Deci, în total, avem 8 blocuri. Socotiți-mi asta, e mult, e puțin. Important e că am dat drumul și... Dar cum anume ați rezolvat problema? Păi, materialele le-au suportat asociația de proprietari, locatari, iar noi am venit și am făcut munca efectivă, manopera, așa cum am promis la vremea respectivă. Deci, dintr-un foc așa racadon, 2.000, 2.600, 2.000, 3.000, 5.000 de metri cubi. Al treilea lucru care vreau să vă spun, vin de la Iași, am fost la întâlnit cu domnul președinte Similar, am vorbit și cu secretarul domnul Sărbina. Această vizită mea la Iași a avut loc ca urmare a unor vizite precedente, nu vă le-am comunicat la vremea respectivă pentru că nu aveam rezultatul. S-a inițiat un proiect de hotărâre de Consiliul Județean pentru ca patrimoniul pe care îl are Consiliul Județean legat de centrul de afaceri, această clădire și terenul din față, să fie cedate Consiliului Local fără plată și astfel proiectul pentru centrul de afaceri la Pașcani să se poată derula pentru că la sfârșitul lunii se încheie etapa în care trebuie să punem toată documentația.